Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. În trei culori. Da, Bavara. Ia, tremura un pic, nu era un pic. Câtă gelatină are chestia asta în ea? Ce e? Cheesecake. Sunt trei șarlote suprapuse. Meh. L-am nici pare de mere. Nu, pere. Pere. Nu e. E foarte greu să faci genul ăsta de prăjituri în straturi. Îți trebuie timp, pentru că pui un strat, aștepți. Da. Vii cu al doilea, aștepți. Bine, cred că sunt făcute separat și după aceea... Asamblate, uite, da. Ăla cel țin de deasupra... E asamblat. La, da. E pus peste. Bine, nici n-avea cum să se lege cu ăla de jos, pentru că au consistențe diferite. Așa e. Dar fără decor, fără plating, fără nu ceva. Nu cred că am mai avut timp. N-ai știut dreptate. Bravo. Mă sperie un pic consistența acestui tortuleț. Mie mi-e frică că o să ajung să fii constipat foarte mult timp, pentru că ce conține chestia asta aici... Bă, gelatina e bună, bă, că să pune pe... Tot. Să pună pe la genunchi, pe la astea, deci e bună. Bă, nu, ăla e colagen, e altceva, nu e gelatină. E colagen. Nu mai știu că e colagen. Mamă, deja e mâine. Oh, ia uite. Bună seara, șef. Bună seara. Salut. Are emoții, salut. Are emoții. Hei, ce faci, mă? El e Tor. Tor, ce faci, mă? Tor, e jucăuș? Șef Bontea, șef Florin, șef Scărlătescu. L-am luat cu mine pentru că el merită celebritatea, el merită să apară pe scenă și pe sticlă. Cățelul ăsta e ceva special, rău de tot. Mi-e somn, ce mă cu ăștia că mi-e somn de nu mai pot. Da, mi-a arătat că stăteam în culise și bă, vezi că-i mâine deja. Zice și ăștia, mă, strigă ce au cu mine, nu mă lasă să dorm. El e liderul haitei noastre. În 2020, împreună cu Dana, cu soția mea, am luat decizia să creăm un ONG. Înainte să facem ONG-ul, noi deja salvam câini de câțiva ani. Și apoi am creat Angels with Paws, de salvăm căței și pisici, echilibrăm căței cu probleme și le căutăm familii adoptive. Tor, el face majoritatea lucrurilor de acolo să se întâmple. Și este cel mai bun coordonator. E mereu aware, mereu alert, dar calm, nu nevrotic. Și, de exemplu, când e Tor acasă și vii la poartă, toată haita vine la poartă, dar e cumva în assessment, în verificare. Să vadă ce face el. Exact. Dacă Tor nu e acasă, vin ceilalți și încep să se agite, să latre, să sară. Pe lângă jobul meu efectiv și al soției, noi ne trezim dimineața la 4, de la 4 până la 6 jumate. Bă. 50 de câini. Practic ai grijă de 50 de câini. Da. Shiba. Ce sunt? Bravo, Shiba. ONG-ul ăsta înseamnă salariul meu și salariul Danei, adică efectiv noi muncim, eu în armată și ea ca project manager la o firmă de proiectare și salariile noastre se duc după aceea în hrana cățeilor. Cățeii noștri mănâncă un sac de mâncare de 20 de kilograme pe zi. Financiar este foarte greu. Managementul este foarte greu pentru că în fiecare zi, indiferent că este luni, că este duminică, că este vară, că este iară, noi ne trezim la 4 până la 7, lucrăm cu cățeii după ce plecăm la lucru, de la 4 după masa când venim până noaptea la 12:00 lucrăm și se adună. Dar trebuie să se găsească un nebun pe fiecare domeniu care să arate că se poate altfel. Și când facem adopții, nu-și aleg oamenii de la noi un cățel pentru că, nu știu, e alb sau negru sau roșu. Eu nu întreg proces pentru că vrem să fim siguri că nu vor mai fi câinii abandonați. Atunci când cineva vrea să adopte de la noi, automat îi dăm un link al unui test care e făcut de noi pe partea de kinologie, handling, să spunem, management al câinilor și niște prieteni psihologi cu întrebări pentru a identifica tendințe de agresivitate de din partea omului. Pe baza profilului pe care îl creiem, după aceea facem și un video call cu toată familia ca să înțelegem, pentru că mai ales când spun vreau câine pentru copil. Nu, nu. Câinele vine în toată familia, nu doar pentru copil, nu doar pentru tată și noi spunem, el se potrivește. Eu am un beagle, eu am un excroc sentimental. Da, e o mică divuță. Există un test așa care la final îți spune înspre ce rasă de câine să duci? Da, da, da. Cei vreo 30 de câini cât au fost adoptați în anii ăștia de când facem, e fascinant fiecare moment în care ne sună oamenii după 3-4 zile, bă, parcă e de o viață cu noi și mă înțelege și mă simte. Exact, că de-aia facem ce facem. Ce frumos. Bucătăria este una din pasiuni, okay, vis-a-vis de preparat. Este un hibrid inventat de mine între cheesecake și panna cotta. Acel gel de la mijloc, acel maron, nu este nici măr, nici pară, ci este rubarbă. De-aia e acrișoară. Da. Blatul a ieșit praf pentru că n-am mărunțit biscuiții cum trebuie. Frișca s-a tăiat. Am făcut de două ori frișcă și la montaj, efectiv, mă chinuiam să balansez stratul 3 și 4. Să poți să pui deasupra. Exact.
Da, apoi complicat, să le complicat. Am zis noi că da, nu prea... Da, e foarte greu ce ai încercat să faci. Da, așa am avut și o impresia că vrei să faci un cheesecake, ceva m-a dus în direcția asta. E hibrid. E un hibrid pe care presupun că acasă, în momentul în care ești relaxat, îți este total diferit. Na, felicitări pentru tot ceea ce faceți. Foarte drăguțitor. Însă, desertul nostru... Nu e zona mea. E plin, e prea multă gelatină, din punctul meu de vedere. E mult prea multă gelatină. De acord. Mulțumesc. Da, știu, e cantină. Nicio problemă. Nu cantină. Nu e de cantină. Nu e de cantină. Doar că nu a ieșit. Când am cronometrat și am făcut repetiția acasă, nu m-a dus capul să țin cont de faptul că știu toate unde sunt, toate cum funcționează. Exact. Și aici a fost o provocare să... Unde e o chestie basic? Unde corect găsesc o tavă și așa mai departe? Așa este. Unde îmi găsesc și eu testul ăla să-l fac? Pe ce site? Dacă ne căutați Angels with Pozo Oradea. Perfect. Și putem să vă ajutăm. Super, mulțumesc mult. Hai, Tor, pas! Băi, ce frumos, ce băi! Teograsule, ai fost și la Șef la Cuțite. Unde mai mergi? Șef la Cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.